Mulțumim, Părintele Decar, pentru chestii foarte sincere și adevărate, care și noi le-am primit, și eu și în altul, și generată, e tânăr, domnul Decar, e îndrăgeoasă puțin mai înaintată, dar pe ieșit însul, e chiar profesor în rânduia celălaltă, la București, și au fost momente triste. Însă asta a fost realitatea românească. Acum trebuie să fim demn pentru istoria noastră și să facem ce trebuie, ca să ne îndreptăm greșelile trecutului și atunci ne mai trebuie în Europa și în întreaga lume. Și avem acest statut, ce am spus mai devreme, vreau să mai spun atât la apăs. Păi trebuie să nu spunea degeaba, e singurul statut al nostru că noi, poporul acesta român, credem în Dumnezeu. Ceilalți nu prea au legătura cu cerul, nu știu ce se va întâmpla. Dar eu văd lumină în această relație a românilor cu Dumnezeu. În asta trebuie să avem încredere. În asta vă spunem totul. Mulțumesc tuturor. Atenisarea legală prințul Nicolae, că a fost între noi și a fost o dăgrășanie care place românilor, place foarte mult, în arca Sfințitului care a știut să ne rostească cuvintele cele sfinte și frumoase, și din nou și din Părintele Sfântului și din cerul său, Părintele Decar și, în ultimul rând, domnului profesor Radu Ștefan Bernati, care nu ne păcălește, ne spune lucruri din adâncul sufletului său, dar pe documente, pe cele citite, trăite, și ca profesor și ca om de știință care face cercetare academică în mai multe universități, a făcut foarte frumoase conferințe și nu numai acolo, și chiar cu un alt este coleg în Academia Oamenilor de Știință din România. Este o academie care are o noblețea sa în societatea românească de astăzi. Mulțumesc tuturor și poate altă dată ne mai revedem cu vești frumoase. Acum vom încheia, cum de obicei încheiem, cu o rugăciune frumoasă. Ne-am venit pe casă.